33 și 27 de palest duse de zigzag, ne-au oprit, nu că nu ne-au dat procesele verbale, mi s-au dat, le-au oprit acolo, că ne-au oprit paleții pentru 10%. I-a spus lui director că n-am primit acele, eram în gardia, îi spune, și de acolo a început să plătim noi, să plătească cine n-a ținut evidență. Către judecătorie, se transmite către judecătorie. Nu este așa? Într-un final dă în judecată primăria și consiliul local sau poliția locală și plătesc ploieștenii care au țipat, nu? Sau ploieștenii toți.